Câțiva tineri pasionați de muzică din Roman au ales centrul orașului și parcul municipal pentru a relaxa și a bine dispune persoanele care sunt întreagăt sau care își petrec timpul liber în aceste zone. Tinerii cântă pro bono din dragoste pentru muzică. Salut, noi suntem trupa The Part-Timers. În trecut cântam sub numele Pericol de Prăbușire. Eu sunt Victor, cânt la chitară, Miruna la voce, Matei la tobe, Dragoș la bas și Vladimir la chitară secundară. De cât timp este trupa în formula aceasta? Vreo câteva luni. 10 aprilie. Pe 10 aprilie. Formula aceasta, dar când a luat înființare începutul? Atunci, cu... eu și Matei am înființat atunci pe 10 aprilie și între timp l-am adăugat pe Dragoș, pe Miruna și pe Vlad, cânt cu noi de vreo 2-3 săptămâni, aproape o lună, da, ceva de... Noi suntem. Cum v-a venit ideea să cântați în aceste locații? Cred că Dragoș a venit la un moment dat cu ideea. În alte orașe mai mari, chestia asta e foarte comună la noi. Și ne-am gândit că ar fi tare să avem ceva genul și în Roman. Muzica aduce emoție, bucurie și relaxare, fiind considerată o metodă terapeutică. Se spune că atunci când ascultăm muzică, nu avem timp să ne gândim la altceva pentru că suntem concentrați doar pe ceea ce auzim. Urmăriți astăzi, după știri, un material melodios realizat alături de acești tineri.